Doamne, sunt oameni dragi. Live pe Facebook, live pe sute de oameni la plimbare, sute de oameni la fapte bune. A vesti lucrarea minunată de la noi, lucrarea faptelor bune, ceea ce înseamnă că de acum bună se întunecă, strigăm pe tot, hai la inimă. De ce la inimă? Nu trebuie să facem fapte bune. Ce fapte bune? Vrem să blocăm 10.230 de copii. Asta înseamnă că, doamne ajută, asta înseamnă că dumneavoastră, cei care mă urmăriți, nu faci decât să distribuiți like și să vă pregătiți pentru fapte bune. 10.000 de acolo ești aici, aici am venit ca o știință, mai avem 11 zile până la festival și de aici mai comunicăm. Acum, urați că vă dați să-și facă treaba și vin și eu după ei cât de pot. Mai stau pe aici și vin după voi, nu pe cea. Asta înseamnă că am voi telefon, da? Asta, doamne ajută. Mulțumim. Deja știți, 15, 16, 17, 18 august, joi, vine, sâmbătă și duminică. Distribuția am vorbit despre ea vineri, joi, Odros Circu. Vineri îi avem pe cei de la Voltaj, Connector, Constantin Arvinte și Circu. Sâmbătă Ștefan Bănică, Eva Timuș, Filamul. Îl avem și pe Rare și pe Secariu, dacă mă gândesc bine. Iar duminică seara îi avem și pe cei de la Colorici, îi avem și pe cei de la Colorici, am zis, da? Avem și pe Horea Brenciu, avem și pe Feliu, avem și pe Poli Moli și Fanfara Fratul Lucan cu un moment de interpretare de excepție. Cu alte cuvinte, 4 zile minunate cu Navă Bruna, cu tombole, cu recitaluri extraordinare și cu acces pentru toate vârstele, pentru toate gusturile. Aici, pe Ștefan cel Mare, unde avem unul din puncte de distribuție și, eu știu, de prezentarea festivalului, asta avem și taun cândva, mă încurze de n-avem de față, avem și șepci, avem și papuci inimo, avem și ordinar, avem de toate. Asta pentru că, pe lângă 5 lei cât poate da un copil, un student sau un pensionar pentru o seară minunată la inimo, ceea ce înseamnă că e la un copil acolo și tu o bluziți acolo pentru școală. Pe lângă o stărite care poate să dea un adult, în sensul că îi cumpărăm copilul așa un ghios de serie, mai mult bine face și mai mult bine. Că ce te îmbraci, nu se spune bine, zic eu, această prezentare. Cu voința să intrați pe site-ul IMU, pe site-ul Glasul Vieții, dați acolo și ne vedem la inimă. Multe de spus, puțin timp, așa că mergem la treabă. Pentru noastră dau client aici. Copiii au plecat pe dincolo, mergem după ei, vin și după voi, telefonați la voi. Nu m-ați pasat fără telefon, sunt mor, dar vin după voi, da? Da. Thank you.
Erau mai mulți din astea aici, turnul din astea. Poate astea era. Hai că nu mai încoace, cu uite aici. Uite aici. Uite aici. Ia pune sunt toți acolo. Mereu o știe. Tu ai sacul și goală? Ia uite, vreau să spun copii. Ce faci, băi? Ce faci, băi? Ce faci, băi? Ce faci, băi? Eu cu 2, 3, 4, deja am 4. Cine mai are nevoie de piață? Ce-o, faci live acolo? Nu. Nu? Bravo. Vreau să dați ordine, adică lu conecte. Așa. Că el, nu știu, are ceva, o răutate cu părintele care se iată. Da. L-a înjurat, a vorbit cu și vreau să fac poze. Dar cu... sunt jur amândoi, e problema lor, amândoi să-l. Dar nu, vreau să fac poze cu
cu toți artiștii care vin. Mai ales cu părinții, cu... La cum vrea, la cum vrea, la cum vrea. Doamna Sima de Bea mă așteaptă. Doamna, mi se dăită, doamna... Și domnul Radu Ilie, ești în tăieță. Da, ei, aici vorbești cu ei, că nu mă trece acolo. La cum vrea voi, băieții, da, da, da? Da, da, da. Nu, 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 am pus gata, 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 poți vrea pe stadion de acolo, gata. Joi și vine cipul de la Pișinău, ați auzit? După să avem gata Cornela, duminică avem cu Corigi, avem și cu Eva Timur. Dar nu pot eu. Ah, ok, până la ora 1. Ieri zi, nu? Dar noi era pe la 2. Exact. Hai, o, erau prea păcate. Cum adică? Mi-a dat de play follow. Câți ani ai cel mai mare? Nu, el e cel mai mare. El e cel mai mare cu cel mai mic. A, este altceva, deci este altceva, am spus. Că vreți să veniți și nu aveți bani, nu primit, dar ideea ar fi să zici să arătă un copii. Despre asta e vorba, că nimeni nu vine acolo să nu facem, nu te-am de așteptat. Doamne ajută! Așa, nu știu cum vă spun, noi vrem să adunăm să așteptăm copii. Asta le propunem și... Găsiți noastră soluții până atunci, mă vrează Dumnezeu, da? Hai să nu mă intru. Deci, mergem și noi leacă? Da? Aici leacă, da? Părinte, dar înainte de toate, mai spuneți-ne cum putem intra pe Stadionul Vieții, la Festivalul Minimo. USV Arena, nu scoate USV din că se supă pe noi și domnul rector, știu, nu vreți să-l numim Stadionul Vieții, dacă tot e este Stadionul USV Arena, este stadionul de la Universitatea Vieții Agronomie, acolo unde sunt oameni minunași care găzduiesc acest eveniment, doamne ajută. Ei sunt cei care ne-au pus la bază acest stadion minunat, cu umbră, cu tot ce ține acolo, cu utilități. Și unde
Da, timp de 4 zile facem un spectacol pentru fapte bune. Nu uitați că nu venim acolo să noi să edităm, venim doar să vă bucurați, dar venim să ajutăm 10.233 de copii. Sunt copii sărmani, sunt copii orfani de unul sau altul și care fără ajutor nu pot merge la școală. Ajutorul însemnând ghiozdan, ghiozdanul așa, este interfața și un caietel de 1 leu, 2, 5, cât o fi 10. Dar realitatea este că un pacup de la inimă care înseamnă așa, la producători, făcut cu bostea noastră, cu toată echipa de dezvoltare de la o asociație, ca să iei o geacă inimă, cum este asta, un papuc inimă, așa, și nu am aici, încă n-am tricourile, nu am training-urile, nu am logii și nu am ghiozdan aici, avem ghiozdan în setele. Ce știu ghiozdan aici? Așa? Păi costă, și costă, costă mult. Noi reușim să băgăm un copil, să dăm și un ghiozdanel cu aproximativ 400 de lei. Asta însemnând papuci de firmă, da, uitați-vă, am pus pe ei și firma, inimă. Nu înseamnă că cei care au, nu știu ce, X-uri, ce Z-uri, ce linii pe ele, ar fi mai bun ca ăștia. Talpă, piele, minunat, cum să spun, avea și ghiozdan. Ia uite, ghiozdanel pentru grădinar, stau acolo să le vadă bunica. Cum ești, aveți ghiozdan, vrei să școală sau nu aveți ghiozdan? Uitați ghiozdane, pentru inimă, luați în ghiozdan, un copil aici în ghiozdan, așa se fac lucrurile în viața aceasta, da? Ia uite. Dacă nu pus la cușa, că e și mai ieftin, deci pus la și cu bunca. Deci ghiozdan, e mai scump anul ăsta, da? Așa, au pus sărăi, a pus prețul. Avem ghiozdane, poate vede cu 400 de lei, un copil merge la școală. Asta e donație. Dacă tu vrei să vii la inimă, ca și adult și să aduci un copil, dai și, dai și tot mai multe șori. Te facem client VIP la inimă, undeva parcă e 6 lei donație și un copil merge la școală. Și mergi tu când vei la inimă. Copiii, pentru că i-am văzut cum bătuți de prostii pe acolo, hai să mai aduc și un copil la școală, dau și acolo un 50 de lei acolo într-o cutiuță și pensionarii și elevii și studenții, renunță la țigară și la cafele, ca să aibă și ei o leacă de jertfă, așa, din pachetele lor, de fapt, iar pentru adult 100 de lei. Deci ziua 50 pentru copil, pentru elevi, studenți și pensionari, pentru adult 100 de lei. Dacă te apuci și iei pachete, așa, rămâne, te va de pachete, nu unde e tu, nu? Da. Așa. Costă, fac 80 lei pe un ghiozdan de ăsta și ai uzi la inimă copilașul tati. Costă, cât era, Andrei, 100 și? Donația minimă. 30. Băi, era așa, ghiozdanul 80, 1000 și cât e geaca? 100 și cât e geaca? 150? Cu bilet, da? 150 geaca și ai uzi la inimă. Da, hai la școală, copil. Hai, hai să veniți acolo, aveți să rămâne acolo. Pachet bunicie. Și încalță România desculță? Și încalță România desculță pentru copii. 239 de lei donația minimă. Deci, băi, iei papuci acasă la copilul tău, uite ce papuci ai, uite ce mat aici. Vă plac? Uite, să uite băieții ăștia. Uite, v-ai vedea aici, primești și o șapcă. Pe vapor, nu? Primești și o șapcă. Ia uitați, ia uitați papuci, ia-mi la. Ia-mi la. Ia uite, piele, talpă, uite, mar. Și el cu ăsta, cu zâul, cu nagi, uite ăsta, mă, uite ăștia papuci adevărați. Uite ăștia, mă, ce pocăi aveți acolo? Eu nu iau acum, mă strâng, îți bătrân, dar voi... Îți la Skechers. Doamne ferește, nu mai iau vecin de gata, o termina și cu ei. Da, ia uitați, papuci. Deci, pentru copii ăștia de aici, copilul și-a papucul la școală. Da, și o șapcă primește. Da, dau și o șapcă din partea mea, uitați, șapcă de asta frumoasă. Și vine și o zi sau două la câteva, două, nu? O zi. O zi la încălțul meu de scuță? Două zile, părinte. Două zile, părinte. Și dacă vrei să fii cel mai tare din stadionul de Bacara Gurumie, mini VIP. Îți iei și papuc, și îți iei și geacă, și ghiozdan. Și ghiozdan. Și ce mai dăm? Da, tricou, șapcă, șochelari. Și dăm și el? Ia doar la maestru Botgros. Doar la maestru Botgros, da? Și atunci dai cât dai copilul? Cât? 500 de lei donația minimă. 500 de lei donația. Atunci ai un pachet de haine tu, un pachet un copil sărman și vii și la inimă. Sună bine, nu? Salvează un suflet. Adult. Da, asta e cu geaca, nu? Avem geaca inimă. Geaca inimă, da? Ia uite asta. Avem geaca de adult? Hai să citesc și eu, că dacă așa citim cu toți, dar da? Mai încercat site-ul. Da, mai încercat site-ul măcar de asta, da? Așteptăm la inimă, dragilor, toată lumea la inimă să așteptăm copiii. Deci salvează un suflet. Ia ce scrie detalii aici. Detalii, da? Da. Detalii. Primești o geacă inimă, da? Și vii o zi la... Și vii o zi la... Și facem așa. Nu mai simplu. Hai și voi dacă vinci la cu telefoane. Așa, când îți telefon. A fost, mă, uite aici frumos. Hai să dăm rapid. Cum se intre? Vrea să știe Remus. El nu știe. El e cu capul la fete, nu să fie în altă parte. Da. Deci, o zi copil, o zi
o zi elev, o zi student, o zi pensionar, 50 de lei, da? 80 de lei, am zis rucsacul, ai un sac acasă și mergi la inimă. 100 de lei, vine adultul frumos la o zi și uite la bol gros, prima zi, voltaj conectat a doua zi, bănică, am uitat să spun prezentatorii, Doamne, cum uit? Deci, duminică seara avem pe Andreea Marin, nu uitați! Este. Andreea Marin prezintă, duminică seara. Și Dan Negru. Sâmbătă seara l-avem pe Dan Negru. Este. Așa, și vine cine vine? Alex Dima, mă! Și cine, joi seara? Petrică Nemus Fandărac, lângă tine ești prezent. Și Mioana Venico. Nu, e Petrică Nemus Fandărac. Așa, lângă Dan Negru, obligatoriu, vine și Laura Hulubei. Și lângă Remus, cred că o să vină, bă, nici nu vine Anca Medeană, dar o să vorbesc că ea mâine. Da? Bă, nu ies. Aoleu, sunt blocat aici, Remus. Care e parola? Să știi toată lumea. Fața e parola. Parola. Deci fața ta e parola. Da. Ei, luăm fața. După care, doamne Ruta, avem aici 150 de lei, hai la școală. Asta faci că nu vezi. Asta înseamnă că un copil ia un ghiozdan, o șapcă, un tricou, ochelari și vine o zi la festival, 250 de lei. Un bunic, zice și au o ie de asta frumoasă, să vină la Bozgros frumos într-o ie sau la Cazel Arvinte și vine și o zi la inimă. După aia 89, un copil își ia o geacă inimă și vine o zi la festival. Dacă ia 239 de lei și ia papuci inimă și două zile la festival, iar dacă dă 500 lei și ia de toate și vine cât vrea la festival, cât are chef el. Ba, îi dau și un taxo, dacă vine vorba și își ia și tot pachetul, îi dau și pachetul aia gratuită, a? Sună bine. După care mai avem pachet de 350 lei pentru adult. Îți ieși tu o pechi de papuci ca lumea, nu mi-am dat cu prostie făcute pe vapoare, un papuc de ăsta ca lumea, ca să aibă și copilul meu. Dar asta argentiu pentru... Că e argentiv și negru, cum e? Da, pentru adulți, da. E unisex sau? Nu, no, avem pentru fete, îi dăm așa argentii, la băieți îi dăm negri și găsim tot felul de modele. Dar, na, să aveți picior respectabil. De pildă, ăsta este mărimea 41. Dacă vreți unii să spun, nu facem confuzii cu sexele, cum fac alții. Ați văzut cum au bătut-o pe fata aia, pe italian, ca și pe un guroai, că au bătut de-au rupt-o algerianul ăla, ca aia îți dă femeie. Păi, ori suntem... Aoleu, am pierdut pachetele ea. Nu se mâncurem, să. Nu se mâncurem, să. Așa. Dăm mai departe, deci ăsta e papucu. După aia papucu maxi, dăruim indemnitate de la VIP la adulți, adică ți iei și tu la adulți, îți iei ie geacă și papuci, ie geacă și papuci la adult. Dai 66 statut de VIP, îți dau loc VIP acolo lângă scenă. Să știți că mai avem foarte puține VIP. Foarte puține? Da. Păi și ce facem cu parcările în felul ăsta? Se lumea să grăbească, să grăbească la VIP-uri, da? Da. Și dacă vrei să fii domn și să stai în față, îți iei tot pachetul VIP care înseamnă 2200 de lei, adică ai doi copii VIP și doi adulți VIP, îți iei toate hainele, ai scăpat de mers prin magazine, pentru cumpărături, pentru tot. Bună seara, vă aștept la inimă, Doamne ajută! Aveți pliantul, aveți? Aveți, vă dăm, vă să fie acolo, da? Așa, și atunci veniți și ajutăm, vă dați seama, patru copii. O familie poate aștepta patru copii ca să fie fericită și da, să știu că adevărat important. Astea sunt pachete de intrare pentru inimă, vreau să spun de tombole. Avem și tombole. Tombola, sponsorul nostru principal de la Profi. Aici avem sponsorii cei mari, ca să-i vedem așa. Mai întâi vorbim de partenerii strategici, Primăria Municipiului Iași, Metropolia Moldovei și Bucovine, Consiliul Județean și USV Arena. Vrei să vă la inimă, da? Dar se poate, cum să nu? Da, domnul Gale, da, să ajută. Doamne ajută, ce văd? Care e fata aceea frumoasă? Asta e cea mică, nu știu cum mai știu. Cea mare e mare. Ești cea mare? Nu. E cea mare, Iodă. Nu era deci veniți la inimă, da? Da. Da, asta e, da, acum. Da. Da. Avem circ joi și vineri, circ Chișinău. Sâmbătă avem Planeta Cornela, duminică avem Polovici. Părinte, spuneți-le de Holy Moly, de Eva Timur, ce mai îmi lasă? Deci, ăsta e cu fetele în cap, spui de Eva Timur, spui de Holy Moly. Da. Păi, dar știu și ce e să începești acolo? Păi, da. Venim cu Cornela, vin și cu Estelica, avem de toate. Cu toții veni. Avem de toate. Uite, 15 metri, da? Bine? Facem cu dar, da? Bine, hai. Pe 17 seara să terminăm. Dar nu tace pe târziu. Eu nu tace pe târziu, că se termină acolo. Hai. Facem cu dar, mulțumim. Ne vedem. Ne-aș dă bucurie. Dar merg că vă îmbățișez. Așa.
Deci, mai departe, azi de mai ce mai vine în Buzău, ca sponsor, da? Am spus, puse partenerii, primăria, metropolia și Consiliul Județean aici lângă noi, iar ca sponsori strategici, fiecare vine cu tombola. Vine profi cu tombola, tombola profi, vine... Deliciile. Deliciu, așa a spus-o, da. Da, nu vei, da, așa e cu, cu branduirea asta, e mai complicat la noi. Așa, Fomico sau Express Cafe. Care se numește domnul lor, așa. Într-o realitate, unul că ei dau bani la copii, nu mai vor publicitatea să ne ajută, așa. Și mai vine la castel, Robi Grădeanu, în prim plan, vine și facem tombola, tombola vieții, chiar mai vieții. Tombola vieții, unde, dacă aveți copil nou născut, dacă aveți copil în butică sau poate îl faceți. Acum mai avem câteva zile de post, de fapt, ați pierdut tombola gata. Așa, aveți botez gratis, trage la sorți. Totuși au, se înscriu la botez la castel și un botez e gratis, iar noi câștigăm niște bănuți de acolo, pentru că fiecare client la castel, la botezul de acum până la, până la, la Crăciun, ne dă câte un euro nouă. S-ar putea să vină mulți bani, habar n-am, da? Dar consigăm niște bani. Și tombul la inimă, asta e invenția lor. Nu au avut ce face ca să știe sigur că nu renunț. Au zis că 30 și câte invitații VIP? 33 de invitații VIP pentru a patra ediție inimă. Așa, și 33 de bilete, de invitații, zile din cum numim. În, până seara vă așteptăm la inimă, Doamne ajută! Până seara, Doamne ajută! Și... uite, ce dacă a făcut botezul copilului. Ați făcut botezul la copil? Încă nu. Încă nu? Vedeți că la castel, la castel, dacă faceți contract cu ei și veniți la inimă, se poate să câștigați un botez gratuit la ei. Iar eu fac botezul gratuit și eu, bineînțeles, da? Să te ajute. Tu drag. Felicitări. Și 33 de locuri? La o, la o excursie, mă gândesc, de o zi, de două, de șapte, poate mi-au și o luni zile sabatic, așa să zicem. Așa, și vă zice, cel mai frumos lucru din România, promit oamenii mei. Da, sunt multe de făcut. Vreți și sponsorii? Îi dau sponsorii aici, peste pe acest moment. Da, aici ne uitați, nu sunt în cei avem ca sponsori. Prietenii noștri de la, azi, la Castelea, am spus, Albrau și Berea Zimbru, Migdalinu, Fiald Imobiliare, avem Achille Securi de la București, Cosa Rom și Suimprodu, Cat Construct, Iași Stingu, știți ce fac, se ocupă de incendii și ne, să ne apere de incendii. După aia avem TTZ-ul la București, Let's Play, Quartz Matrix, Bytex, mulțumim, Carsta Construct, Cotnariu, Safe Protection, According Group, Arca, Q-Serv și Neochid, adică Pharma. Și mai sunt mulți, dar oamenii, știți, oamenii nu fac fapte bune ca să fie lăudați, și fac bune, fac fapte pentru Hristos, pe slava lui Dumnezeu. Deci sunt multe de spus, dragilor. Nu uitați, mai inimă, da? Doamne ajută! Așa și nu uitați că nu facem festivalul pentru că vrem noi să facem din ce facem festivalul pentru că vrem să ajutăm 10.230 de copii. Dacă vei sta inimă bun, dacă nu vei să de departe, donați acolo cât vreți în, în contrile glasului vieții, luați un copil, tăiem din listă acolo, copilul se poate îmbrăca de 3 ori pe an și atunci este copilul dumneavoastră în campania Burse Găunte de Iubire. Fie că dai toți banii la 1200 și îmbrăcăm de 3 ori pe an la Crăciun, la Paște și la început de an școlar, fie că dai 100 de lei pe lună și atunci eu comand la fabrică și dau banii când avem la, la cei care ne ajută, sau îi dai la fiecare zi un câte pasă și atunci copiii merg la școală. Sunt 10.000 de copii și 33, spuneam, 200 în listă, avem vreo 1000 și ceva dați. Eu sper că până pe, cât începe școala asta, pe 9 septembrie, că așa am înțeles, nu? Da. Doamne, ce zi, ce zi, cumplită școlătă, nu? Până pe 9 septembrie să îmbrăcăm pe toți, pentru că noi am comandat deja la fabrică, avem și răinuțile, avem și papucei, vin toate, mult doar că trebuie să mai și plătim datorii la oameni, așa? Și așa salarii, da. Să fiți binecuvântați, Domnul să vă bucătească și numai, numai bucurie. Doamne ajută!